Bine, mai regăsit, prieteni, Ăsta e titlul și e corect. De ce se întâmplă stânga occidentală? Aici nu mai vorbim despre social-democrație, nu mai vorbim despre ideologie, vorbim pur și simplu despre o nemernicie care a luat forma unei ideologii. Să vă explic. Da? Ați văzut nebunia atacurilor Hamas. Răspunsul Israelului. Zeci. Zeci de alerte, astăzi, doar în Paris, 20 de școli au fost obligate să trimită acasă elevii pentru că sunt amenințări cu bombă. Da? Peste 700 de acte antisemite doar în Franța. În Spania. Presa română a dat cum că a ieșit un ministru spaniol, da? O doamnă psihologă, da? Și-a spus foarte clar că Netanyahu trebuie dus în fața curții penale, că este criminal, că Israelul comite un genocid, fără să spună absolut nimic despre atacul Hamas. Pentru că până la urmă acolo e cauza. Doar că presa n-a mai căutat să vadă cine e doamna asta, de unde până unde. Ei bine, doamna, ministru spaniol, da, este în guvern, este din partea Podemos. Podemos este un, un partid de extremă stângă. Merge mai departe. În 8 octombrie, la o zi după atacul din 7, atacul Hamas, da? când încă Israelul uh, uh, nu făcuse absolut nicio ripostă, nu, ri, nu ripostase absolut deloc, da? au fost mitinguri în întreaga Europa și în Statele Unite care făceau ce? Sărbătoreau atacul Hamas. Și cine erau la mitingurile alea, dacă vă uitați, erau uh, 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 extrema stângă stânga occidentală pe lângă extremă plus islamiștii radicali. Tot atunci în Statele Unite. Da? La stai să mă uit să nu greșesc, Cooper Union din Manhattan, da? Studenții evrei au trebuit să fie ascunși de poliție pentru că în jurul universității, în jurul uh, campusului, urlau o grămadă de radicali, da, globalizați intifada. Intifada a fost acea revoltă în care au murit undeva la 10.000 de oameni, da? între undeva, cred că până la acordurile de la Oslo, 4, 5, 6, 7 ani a durat, pur și simplu un fel de război de gherilă, da? pornit tot așa dinspre palestinieni. Bun? Bun. Mai departe, Universitatea Cornell, din Statele Unite, un profesor care vine și spune public, da? Domnule, atacurile Hamas sunt entuziasmante și energizante. Bun? Adică, până la urmă, discutăm despre o nebunie occidentală care a cuprins stânga, poate nu toată stânga. Extrema stângă este acolo și o parte din stânga care spunea social-democrație, da, este iarăși acolo. Și explicațiile sunt extrem de, 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 de simple și de urâte. De fapt, stânga occidentală este o ideologie anti-occidentală. Ei încă mai visează la acel socialism, la, acel, la, acea putoare extraordinară din anii 50, când o mulțime de intelectuali, da? de la Luis Aragon până la, până la Sartre, mari, mari intelectuali, da? erau cumva fascinați inclusiv de Stalin. Bun? Au terminat cu Stalin și acum există o revigorare care vine în niște frustrări incredibile Plus, un antisemitism latent. Se întâmplă ceva în Occident urât de tot. Dacă observați, nimeni, dar absolut nimeni din uh, partea asta stângă a ideologiilor, da, nu vorbește despre atacul Hamas. Nimeni. Vorbesc foarte, foarte puțin. Între timp, guvernele încep să ia măsuri. De exemplu, Olaf Scholz a spus foarte clar. Ok, va trebui să regândim sistemul de ajutor social, de acum încolo trebuie redus până aproape de zero orice ajutor pe care îl dăm refugiaților. Știi cine, vor, cine va pierde din toată chestia asta? Exact refugiatul ăla onest care vine pentru că într-o țară, în țara lui îi e pusă viața în pericol din cauza religiei, din cauza culorii, din cauza opțiunilor politice, etc., etc., da? Și ar putea trăi Normal, într-o Europa care are nevoie de el. Asta ca să nu cădem în, în partea cealaltă, da? urlând că să nu mai vedem migrant în Europa, etc., etc., adică să nu cădem în cealaltă extremă, extrema dreaptă. Bun? Se întâmplă lucruri urâte în Europa și astea vor continua. Vor continua pentru că statele par un pic blocate în tot felul de. de nu mai pot gestiona antisemitismul. Statul francez, de exemplu, da? Astăzi, doar astăzi, 20 de școli și doar din Paris evacuate. Da? 700 de acte antisemite. În mod normal, dacă ar vrea să dea o lecție, că până la urmă trebuie să dai și lecție de genul ăsta, statul francez a trebui să facă un lucru foarte simplu. Te-am prins, te-am identificat, te-am ambalat, te-am împachetat și la revedere în țara de unde ai venit. De ce? Prin chestiunea asta face două lucruri. 1. Protejează minoritatea musulmană onestă. Există și gândiți-vă că în Europa sunt undeva către 50 de milioane de musulmani. Nu sunt mai mult de... Asta e o cifră pe care am auzit-o la televizor, la o televiziune franceză, da? și nu mă asum, dar o spun. Nu sunt mai mult de un milion de radicali, cu tot cu din Marea Britanie. Da? Oamenii ăia trebuie expulzați. Oamenii ăia trebuie împachetați frumos și trimiși de unde au venit. Nu mă interesează că ești aici de două generații. Asta deja, dacă merge așa, valorile europene, dacă tu nu vrei să accepti nicio valoare europeană, atunci nici eu nu o să spun pe tavă valori europene, precum, nu știu, să tolerăm pe cei care nu suportă toleranța sau să respectăm diversitatea celor care nu respectă diversitatea. Chestiunile astea trebuie să dispară și vor dispărea. Pentru că dacă observi, cumva lumea se alicește. Dacă te uiți acum pe glob, vezi pur și simplu niște ariși care până acum stăteau liniștiți și dintr-o dată și arată țepii. Începând de la Rusia, ea a început, da? Corea de Nord, China, statele, câteva state musulmane din Orient, da? Și lumea occidentală, pentru că este obligată. Lumea occidentală, așa cum o fie este totuși de mai mult de un secol cel mai bun loc de trăit din lumea asta. Asta este. Atâta s-a putut. Da? Nu este perfectă, nu este un paradis, trebuie să muncești. Câteodată te duci la 4 dimineața la lucru, altă dată vii la, la 2 noaptea. Dar nu asta contează. Contează că există o, o dinamică suportabilă pentru om. Da? Și din dinamica asta, pentru o ființă umană suportabilă, îți faci un anumit confort. Chestiuni care nu se întâmplă în celelalte părți ale lumii. Vorbeam, de exemplu, la un moment dat cu un domn care a venit din Africa. A lucrat în Africa, română, da, Și a stat acolo vreo șapte ani. Și zicea, bă, voi nu, voi nu vă închipuiți uh, cât de bine ne este nou în Europa. Pur și simplu ne este foarte bine. Faptul că din telecomandă îți aprinzi televizorul, faptul că dacă n-ai chef de uh, la ce se uite nevasta, te duci în altă cameră și dai drumul la televizor, sau că dai drumul la mașina de spălat, sau că te bagi în mașină și ai plecat că e sâmbătă să mănânci o ciorbă nu știu unde, da, la 30, 40, 100 de kilometri, sau că pleci într-o vacanță și te bucuri, lucrurile astea nu și le permit miliarde de oameni. Și omul povestea despre o Africă fascinantă, e adevărat, cultural fascinantă, oameni și oameni exact ca la noi, da? și buni și răi, și lihani și leneși, dar zicea, băi, tot în Europa, toți vor în Europa. De ce? Pentru că se trăiește bine. Și mai este o chestiune în Europa pe care foarte puține țări o mai pun la dispoziția omului. Da? Știi care era? Respectul față de muncă. Sigur că toată lumea vrea un salariu mai mare, sigur că toată lumea zice că salariul e prea mic, ok, dar există doar țările democratice în care se întâmplă lucrurile astea. Stânga nu pricepe asta. Stânga și-a pierdut cumva uh, motorul. Există o combustie internă, există un motor, un motoraș, da, zeci de motoare ca la un robot care, care uh, fac să funcționeze ideologiile. Dreapta merge pe antreprenoriat, pe autonomia personală, pe faptul că dacă ești harnic, câștigi bine și trăiești bine, dacă ești leneș, n-ai decât să aștepți ajutorul social, etc., etc. este o ideologie. Stânga, în schimb, a pierdut. Stânga s-a bazat tot timpul pe lupta sindicală, pe lupta de clasă, pe lupta împotriva celor bogați. Ei bine, muncitorul a devenit din ce în ce mai bogat, cel puțin în Occident. Muncitorul nu numai mai bogat, dar și mai educat. Muncitorul ăla care era în fabrică avea un vis, să-și trimite copilul la facultate să devină uh, ceva respectabil în comunitate. Medic, avocat, etc., etc., nu se gândea niciodată, o să iau copilul și să-l duc aici lângă fabrică să-l învăț la strum. Încet, încet, uh, uh, proletariatul s-a dus așa, în sus. Ei bine, stânga s-a trezit pur și simplu vorbind unui proletariat care îi dădea cu tifla. Măi, da, adevărat, sună bine socialismul ăsta, știți, dar eu trebuie să muncesc un pic mai mult, că trebuie să-i plătesc fiu, lui fiul meu chiria, că într-un mare oraș, la universitate. Mai mult decât atât, au început să apară bonificațiile. Eu sunt patronul, am 100 de muncitori, îmi merge bine, da? Dau bonificații. Muncitorul ce înțelege în asta? Bă, dacă merge bine fabrica, câștig și eu mai bine. Dacă merge rău, câștig mai puțin. Și ce s-a întâmplat? Încet, încet, în, în mintea lui mintea lui s-a schimbat de la sindicatul ăla care venea să ceară, să ceară, să ceară, da? la un fel de gândire semi-antreprenorială. Băi, hai să fac 100 de șaibe astăzi, nu 90, și câștig mai mult. Adică, cumva, s-a transformat într-un antreprenor. Bașca faptul că majoritatea, majoritatea, mai fac ceva pe lângă munca asta de fabrică. De exemplu, în Franța și cu toate, toate lucrurile care se întâmplă acolo după serviciu. Da? Poți să fii un bun strungar, dar după masă poți să fii și un bun instalator, de exemplu. Se întâmplă. Da? Bun. Și strânga a început să-și caute adepți. Unde să și caute? Numai în nișe. A început să fie super, super uh, fascinată de corectitudinea politică, de hiper corectitudinea politică. A început să meargă la uh, grupurile marginale, începând de la. Grupurile marginale, vis-a-vis -vis de sex, până la grupurile marginale, vis-a-vis -vis de culoare, de religie, de mai știu eu ce, de fluturi de mătase. De ce? Pentru că ăia nu erau cumva arondați ideologic, stânga nu mai avea ce să gestioneze ideologic. Și atunci, în momentul în care îți apare ceva care este diferit, care iese din tiparele lumii, stânga fuge acolo. Da? Au apărut palestinienii. Stânga a ieșit, nu-i așa, nicio problemă că a ieșit cu, isla, cu islamiștii radicali, da, nicio problemă în capul lor. Domnule, mergem și noi acolo ca să vadă ăștia că sunt lângă noi, ăștia vor vota cu noi. Uitați-vă la uh, Meneșo, eu dau exemplu din Franța, ca să le știu cel mai bine, Meneșo, Eric Zemur da, și Marine Le Pen. Tot timpul să preia câte ceva din nemulțumirile ălora care pică de pe pământ, că sunt acolo la marginea pământului. Luați-o în paranteză, ci că pământul ar fi plat în capul unora. Și au probabil capul plată. Bun. Adică vezi dintr-o dată că se ideologizează, există două formule. Odată se globalizează orice conflict, da? și vorbim acum, uite-te la Ucraina, uite-te la Rusia, la invazia Rusiei în Ucraina și uite-te la Orientul Apropiat, adică tentația de a globaliza este extrem de mare și există o tentație de globalizare a ideologiei, da? printr-o stângă occidentală care caută mereu noi pile de combustie. Noi baterii care să întrețină cumva arderea, să o facă importantă în lume. De asta se trâmpește, până la urmă, stânga occidentală. Pentru că nu poate pur și simplu să se mai suporte. Lumea devine interconectată și este interconectată. Este o lume de antreprenori. O lume la care nimeni nu-ți mai bagă în straiță. Da, cu Dumnezeu la care vine și-ți bagă în straiță că tu ești, nu știu, pară mălăiață, tot aștept pară Nu, Dintr-o dată, lumea îți certifică propriul confort. Toată lumea are acces la un astfel de telefon. Toată lumea are acces la o vacanță. Toată lumea din lumea civilizată, da? Sau, la care nu are, are o problemă. Poate că n-a avut noroc, hai să o luăm și asta. Poate că nu înțelegi ce înseamnă învățarea continuă. Poate că nu înțelegi ce înseamnă policalificare, multitasking-ul. Dar, în principiu, șansele sunt deschise, sunt egale. Lumea devine o. o plajă deschisă. Acolo încăpem toți. Toți cei care înțelegem democrația. Că până la urmă, tot la cuvântul ăsta vechi, foarte vechi, ajungem. Și atât de vechi, că aproape că am uitat definiția. Și când uităm definiția, ne băgăm în ideologii. Și care e ideologia care te spală pe spate, care spune că îți dă cu fânul pe să-ți urci, să-ți usuci chelia stânga. Sigur, că după azi ia toți banii din buzunar, te aruncă în vâltoare, dar pentru moment ăla fascinat de stânga este fericit. De ce? Pentru că nu știe să fie altfel decât de stânga. Și în stânga ce înseamnă asta? Fericirea de a te revolta. Ceea ce e o prostie. Că nu te revolți pentru orice chestie. Nu sărbătorești atacul Hamas. Asta este cea mai mare măgărie a stângii, probabil de când s-a făcut stânga până acum. Mă rog, mai puneți și pe Sartre, mai puneți l pe Aragon, mai sunt vreo 2-3 de care au căpăcit 我是一名农